Că grupul consilierilor PNL a depus mai multe proiecte de hotărâri, proiecte de hotărâri care nu au fost introduse pe ordinea de zi, proiecte care vizau majorarea plafonului pentru ca pensionarii să beneficieze de gratuitate la transport, și anume de la 2500 la 3500 de lei. Pentru că nu s-au pus pe ordinea de zi proiectele referitoare la rezolvarea situației cu stația de epurare. Cu faptul că sunt documentații care se plimbă prin primărie de 6 luni de zile, blocându-se proiecte mari de investiții, grupul consilierilor PNL a înțeles să urmeze această formă de protest, în sensul de a asigura vorumul ședinței, dar să nu participe la votul proiectelor de hotărâri.